Principala problemă cu care echipa campioană națională la volei feminin Under 15 s-a confruntat în ultima perioadă a fost cea legată de suprafața de joc a sălii de sport de la școala gimnazială Nanu Mușcel, casa voleiului mușcelean, cum o denumesc iubitorii sportului. Această problemă este pe punctul de a fi soluționată definitiv în sală, instalându-se o suprafață modernă potrivită standardelor din domeniu. În aceste zile se lucrează intens, întrucât bat la ușă manifestări sportive importante. În sprijinul comunității locale a venit producătorul de ciment Holcim, care dovedește în permanență că este sensibil la nevoile societății și intervine acolo unde consideră că poate aduce un aport semnificativ la binele comun. Ilustrativ este faptul că înainte de pandemie, toate instituțiile de învățământ din Câmpul Lung beneficiau de laboratoare de informatică dotate cu aparatura aferentă, grație sponsorizărilor pe care fabrica Holcim le face cu precădere pentru domenii cum sunt educația și sănătatea. Acum a venit rândul acestei săli de sport, iar sportivele din echipele de volei, ca de altfel toți copiii de la această instituție de învățământ, se vor bucura de această nouă suprafață de joc, una care nu mai pune în pericol starea de sănătate fizică. Lista de proiecte este foarte mare. Noi încercăm să răspundem la proiectele care chiar simțim că comunitatea locală și a făcut tot ce are de făcut în zona respectivă și noi ar trebui să facem să fie mai bine. Tot ce înseamnă cereri de sponsorizare, noi le contabilizăm la întâlnirea cu autoritățile locale, cu directorii de școli, cu directorii de spitale, care o avem o dată pe an la începutul anului. Acolo adunăm toate proiectele și după aceea stabilim care dintre ele se implementează, cum se implementează. Am reușit să susținem proiectul de reabilitare a sălii de la școala Nanu Mușcel și ne-am bucurat tare mult pentru că se dorește să înceapă acolo meciurile în septembrie și cu mare drag ne-au invitat, însă eu voi fi plecată, însă o să ducem acolo rolacul nostru ca să fim prezenți la primul meci. Ne bucurăm și ușor, ușor, prin achizițiile pe care le facem, ca să ducem echipamentele și ce au nevoie, le vom derula proiectele în continuare programate și după ce se mai discută ce avem noi pe anul acesta. Prima competiție majoră ce se va desfășura în această sală va fi ediția a doua a turneului internațional de volei, Mușcel Cup Volleyball, programată să se desfășoare în perioada 5-7 septembrie.